Armina Neața, zilele astea mă străduiesc să organizez un pic treaba în legătură cu ceva ce s-a întâmplat chiar aici în platou. Prietenul meu, George Baltă, vine cu mine la maratonul de la, semi-maratonul de la Timișoara să încercăm să batem noi recorduri. Și pentru că încerc să fac rezervările la cazare în Timișoara, împreună cu prietenii mei de acolo, organizatori, ne-am dat seama că o mare parte din locațiile de ședere din Timișoara, deși în lege scrie altceva, nu pot primi oameni în scaun. Prin urmare, m-am mai înfoiat odată și pentru că a trecut pe la mine prietenul meu, Gheorghe Filip, acum câteva zile, cu niște mostre de indicatoare, ne-am pus mintea la contribuție, l-am chemat și pe Lucian Negoiță, care este psihoterapeut, și vorbim un pic despre felul în care parcăm, dacă suntem în scaun, dar mai presus de toate, dacă nu suntem în scaun. Bună dimineața, domnule! Bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit! Filip a venit cu însemnele astea pe care, dacă vreți, le puteți în scurt timp achiziționa, nu sunt foarte scumpe. Dacă aveți o locație care se ocupă chiar cu asta, Horeca, restaurant, hotel sau magazin de colțul blocului, de ce nu, puteți lua legătura cu Filip și vă îndrumă să știți și voi cum le puteți achiziționa. Acum hai să mergem un pic la povestea din spatele poveștii. De ce te deranjează dacă pe locul tău de parcare din fața magazinului din colț este o mașină foarte mare și foarte scumpă? De ce? Domnul ăla ce? Cu ce te încurcă? Vrem să pornim o campanie de conștientizare pentru publicul larg, pentru că acele locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități sunt foarte importante, pentru că mergi la un magazin, vii cu sacoșa pe brațe, vrei să urci în mașină și nu poți pentru că cineva a parcat foarte aproape de mașina ta. Și e jenant sau ai o problemă mult mai urgentă, trebuie să ajungi neapărat la mașina ta să-ți iei ceva. Nu vorbesc numai de persoane în scaun rulant, vorbesc și de alte persoane care sunt într-un cadru, sunt în cârje, care nu pot să meargă o distanță foarte mare pe jos. De câte ori într-o săptămână găsiți mașina prea aproape parcată de a voastră? În multe cazuri ne confruntăm cu astfel de lucruri, dar am constatat și ceva. După apariția ta, după ce ai postat tu pe rețelele de socializare cu semnul și poza aceea cu noi, am observat, am mers chiar la o oră de vârf într-un magazin și erau locurile de parcare erau libere. Și zic, oare... Da, nu. Păi dacă era așa, reparam și prostia, Filip, termină. Nu, o postare nu face nimic. Poate câțiva oameni s-au mai prins. E o picătură care ajută. Lucian, încetul cu încetul putem schimba ceva? Încetul cu încetul și, din păcate, trebuie să apelăm și la astfel de campanii, pentru că legile nu sunt suficiente. Și poate că sunt mai bune astfel de campanii în care implicăm și emoțiile oamenilor, dincolo de pedepse, fiindcă până la urmă ne dorim să fie respectate aceste legi și pentru, nu e așa, o comunitate, o societate civilizată din care să fim egali, să ne respectăm unii pe ceilalți, nu cu biciu. Eu cred că 20% din oamenii care parchează pe locurile destinate vouă sau prea aproape de mașinile voastre, omul nu înțelege treaba asta, de ce ai avea nevoie de loc? E logic, ai nevoie de mai mult loc decât o doamnă care se strecoară, un model care se strecoară de multe ori și eu prin treaba asta la mall. Adică sigur îmi fac franjuri pardesiu dacă vreau să intru în mașină, pentru că cineva parcă foarte aproape de mine. Dar scaunul n-ai cum să-l... Exact, de aceea, dacă se uită atenții oamenii care parchează, locurile noastre sunt un pic mai late. Da. Tocmai ca să avem un acces facil. Dar în plus, față de ce a spus Filip, aș vrea să spun că aceste locuri de parcare este ok să le respectăm și în alte zone, nu doar în magazine, în fața magazinelor, în fața restaurantelor. De exemplu, la mine, la clinică, frecvent oamenii parchează în față, chiar dacă am așezat acolo un semn. Încă n-am îndrăznit cu prostia, dar mă mai antrenez. Din neștiință, din ignoranță, se întâmplă. Cred că există și componenta asta de neștiință. Eu mi-am testat prietenii. Okay. Noi acum tot ne vedem, adică am început să gândesc și eu ca voi un pic. M-au pus băieții să stau și eu în scaun, să văd cum e, să cobor o treaptă. Abia acum o săptămână cu George am aflat un lucru. Dacă ești paraplegic,
și cobori o treaptă, poate tehnica ai putea să o cobori, dar tu nu mai ai sprijin în față și riscul tău să te proptești în nas este foarte mare. Dar vedeți, eu încet, încet încep să le învăț. Noi suntem aici și să informăm pe oameni, nu doar să le batem obrazul. Exact. Sigur că am ales versiunea un pic mai aspră, dar e foarte bine. Crede-mă, dacă mai pun asta în fața magazinului, care e destul de greu, sigur n-aș parca acolo, pentru că îmi dau seama că următorul trecător o să-mi bată obrazul. Deci e bine să mergem și pe direcția asta. Hai să mai povestim despre ce mai faceți la asociație, pentru că îmi pare că aveți planuri faine. În legat de parcări, legea există, este legea 448, articolul 65. Da. Și persoanele care au astfel de legitimație pot să parcheze pe astfel de locuri. O pui în geam. O pui în geam și atunci poliția, deci are dreptul să te amendeze dacă este chemată și vine, și această legitimație, cum am zis, dă dreptul de a parca. Legitimațiile se scot de la direcțiile de asistență socială din zona respectivă, pe baza unui certificat de grad de handicap și a buletinului. Deci e destul de simplu. Adică, mă rog, nu mai ai ce explicați. Dai. Ce mai facem la asociație, Lucian? Ca să răspund direct la întrebare, în fiecare primăvară se pare că avem treabă, lucruri noi. De exemplu, săptămâna viitoare începem o serie de seminarii de leadership, de implicare socială, de motivare și a altor tineri și persoane cu dizabilități. Și prin aceste campanii, pe care le dorim chiar sub forma unor caravane mobile, să mergem și în alte orașe din țară, unde probabil comunitatea persoanelor cu dizabilități nu este atât de puternică și informațiile nu ajung atât de ușor. Prin aceste campanii, pe de-o parte, ne dorim... Noi așa ca acești oameni să prindă un pic de curaj, să informăm și publicul larg că se poate trăi, că se poate avea o viață normală, că poți să ai un serviciu, că poți și trebuie să mergi la școală. Și nu în ultimul rând, prin aceste campanii ne dorim și să strângem fonduri pentru activitățile sportive ale asociației. O să-l las pe Filip aici să completeze. Dar noi vorbeam pe pauză o treabă foarte importantă. Un om în fotoliu rulant, un om în scaun, are perioadele lui în viață și din când în când îmi apucă depresia. Este normal? Noi am avut aici cazuri de o răceală care te transforma în depresiv și trebuie să recunoaștem asta, dar trebuie să ne asumăm și să mergem mai departe. De cele mai multe ori, activitatea cu un obiectiv clar, sportivă, uite, un semi-maraton, te ajută să treci mai ușor peste treaba asta. O tabără de acest gen folosește unor oameni atât de mult încât nici nu vă puteți da seama. S-ar putea să schimbe o viață de om. Spuneți-mi despre de gândul vostru cu tabăra. Noi vrem să organizăm niște tabere unde să învățăm acești oameni să fie cât mai activi, să îi îndreptăm către sport și avem ca partener pe Ministerul Tineretului și Sportului în această legătură, dar o tabără costă foarte mult și trebuie să ajungem undeva, să strângem undeva la vreo 8.000 de euro pentru 10 persoane cu însoțitor, cu toată logistica. Cu toată logistica. Ok. Nu este imposibil, vrem să organizăm astfel de tabere și noi am participat la astfel de tabere și... În urmă cu vreo 20 de ani, nu? Da. Și am trecut de aceste bariere care ni le-am pus tot noi și am învățat că doar încercând poți să mergi mai departe. Ok, ne vedem pe pagina de Facebook. Care e numele asociației? Asociația Totul pentru Tine. Totul pentru Tine, de ținut minte. Miercurea viitoare la primul seminar. Ne vedem pe pagina asociației unde se anunță seminarul. Seminarul nu este numai pentru oameni în scaun, atenție. Este inclusiv pentru team lideri sau oameni care vor să adune informație și motivație din alte părți. Dacă ești un bun manager, eu cred că trebuie să stai de vorbă cu băieții ăștia. Pe mine unul m-a încărcat fiecare întâlnire cu ei. Și să nu uităm că vine luna mai, deci trebuie să notăm. Trebuie, avem maratonul de not, unde 6 persoane cu dizabilități și 6 mergăreți vor participa la maratonul de not. Vom face o echipă puternică și încă nu s-a stabilit data. Va fi ori în primul, ori în al doilea weekend al... Câte ore se înnoată? Se înnoată 24 de ore. Iet! Uite cu cine am fost eu la not 24 de ore! În ștafetă. În ștafetă! Și nu am fost pe ultimul loc. Nu? Și am concurat numai cu oameni
Mergăreți. Oricum, locul nostru este întotdeauna primul, concurăm acolo cu sportivi de performanță, cu foști sportivi, dar avem noi un loc special al nostru și culoarea noastră. Da, și asta ne îndeamnă că putem să mergem mai departe și nu avem o preliști în anii. Probabil o să ne mai vedem în preajma evenimentului. Așa ar trebui, vreau să primesc tricou oficial ca în fiecare an. Mulțumesc, atâta efort puteți face pentru mine. Mulțumesc. O poveste interesantă se desprinde de aici, nu vreau să o spun pe larg. Când am fost să not cu băieții, pe lângă faptul că n-am crezut că ei poate să noate, asta m-a deranjat, că nu ai voie cu nimic flotant la tine, adică n-ai voie cu un colac, vestă, nu știu ce. Iată, unii din băieți nu se pot mișca prea tare. Toți au notat. Filip m-a sunat din timp și mi-a zis, bă, hai să zic ce se întâmplă la Brașov de când am sunat să zic că ne căutăm cazare. Domnii cu pensiunea au zis că da, au camerele, după care când au aflat că suntem un pic altfel, au început să-și pună probleme, dar pe unde intră, pe unde ies, după care oamenii s-au apucat și au construit rampa în așteptarea lotului și acum o pensiune din Brașov, mulțumită vouă, are rampă, deși oamenii nu s-au gândit că vreodată vor avea nevoie de treaba asta. Așa este. Și poate au mai câștigat niște clienți. Am uitat să vă zic, și oamenii în fotoliu rulant plătesc ciorba, nu o primesc gratis și se cazează tot cu bănuțul, adică nu primesc nimic gratis, doar au nevoie să intre și să iasă. Atât. Mulțumim. Mulțumim.